Astăzi voi prezenta tema Ceramica greacă între utilitate și artă. Este o temă care se adresează elevilor din clasa a 5-a. Ceramica este un material obținut prin modelarea și arderea argilelor. Argila sau lutul este un fel de pământ fin care, în contrast cu apa, devine moale și din acest motiv este folosită în olărie. Olăritul este tehnica confecționării oalelor și a altor obiecte din argilă. Arta ceramicii este tehnica de fabricare a obiectelor prin modelarea și arderea argilelor. Arta ceramicii cuprinde vase decorative, statui și figurine. Unele dintre ele au fost realizate folosind roata olarului. O roată a olarului este un fel de mașină utilizată în crearea de ceramică cu forme rotunjite. Istoria ceramicii artistice este îndelungată. Prin ceramică și obiecte de artă din ceramică se înțeleg tot felul de vase realizate pentru scopuri artistice sau pentru păstrarea, transportarea și conservarea lichidelor, semilichidelor, alimentelor și a obiectelor de art. Popoarele recunoscute în mod deosebit pentru ceramica lor artistică sunt poporul chinez, poporul persan și poporul grec. Ceramica grecilor antici era importantă pentru frumusețea formelor și a decorațiunilor. Ceramica greacă era realizată din argilă arsă, fiind foarte durabilă, iar prin pictare a devenit principala sursă de informații. Inițial, decorul vaselor era doar geometric, apoi apar motivele animaliere, de păsări și oameni. De asemenea, erau reproduse scene din legendele mitologice grecești, războaiele grecilor cu barbarii, scene din viața cotidiană, ritualuri și ceremonii religioase. De reținut este faptul că cea mai mare parte a vaselor erau făcute pentru a bea, pentru a păstra uleiul și vinul, vase pentru apă și carafe, boluri, ulcioare, cupe sau urne funerare. Numărul mare de vase ceramice care s-au păstrat demonstrează cât de folosite erau acestea. Vasele propriu-zise erau realizate de meșteri olari, iar decorul era executat de pictori. Grecii aveau vase pentru transport și depozitare. Cele mai cunoscute erau amfora și hidria. Amfora era un vas cu un gât îngust și două mânere. În ea erau păstrate lichide sau cereale. Hidria era un vas folosit pentru a păstra și turna lichide, în special apă. Hidria are un gât lung, iar desenele cuprindeau teme legate în special de colectarea apei sau fântâni publice. În cultura greacă existau vase pentru amestecare. Unele dintre ele se numeau crateri. Erau vasele folosite pentru amestecarea vinului cu apa, la petreceri, unde se recitau poezii, se dansa sau pur și simplu se discuta. Vasul era așezat în centrul camerei. Vinul amestecat era turnat în bolurile oaspeților. Craterul are corpul rotunjit și o gură largă, iar unele vase aveau și mânere mici pentru transport. Cele mai cunoscute vase pentru turnare erau ulcioarele, numite olpe. Aceste vase au corpul alungit și gura rotundă, folosite pentru a turna vinul luat din crater. Pentru băut, grecii foloseau vase speciale, cupe, unele numite chilis și cantaros. Acestea sunt pahare de vin din ceramică, obiecte specifice petrecerilor.
De asemenea, sunt decorate atât în interior cât și în exterior. Grecii acordau o importanță deosebită și recipientelor pentru păstrarea uleiurilor parfumate. Un astfel de recipient era alabastronul. Acesta este o vază cu gâtul îngust și margine plată și largă. Corpul este alungit sau sub formă de glob. Unele erau folosite pentru turnarea uleiurilor în lămpi, altele pentru păstrarea uleiurilor parfumate folosite de sportivi în timpul antrenamentelor. Totodată, grecii aveau cutii și recipiente pentru păstrarea cremelor. Erau cutii din ceramică mici, folosite pentru păstrarea parfumurilor sau cremelor medicinale. Aceste cutii erau folosite în special de femei. Pentru consolidarea noțiunilor, vă propun să vizionați imaginile următoare și să le descrieți pe baza informațiilor prezentate anterior. Comparați vasele de mai sus, având în vedere forma, utilitatea, decorațiile acestora. Observați evoluția cupei. Precizați două asemănări și două deosebiri. În final, vă propun să realizați activitatea următoare. Căutați în casa voastră vase care seamănă cu cele prezentate anterior. Observați utilitatea, forma, decorațiile acestora. Prezentați în clasă unul dintre obiectele găsite. Vă mulțumesc pentru vizionare! Mult succes!